Ce spuneți de o friptură? Altfel, o friptură fragedă și gustoasă, o carne slabă, o carne de iepure. Nu mâncăm iepure în fiecare zi, dar de câte ori avem ocazia să găsim, în magazine, cumpărăm. Am pregătit aici bucățile cele mai bune. Iaurt. Eu am iaurt grecesc. Voi folosiți de care aveți. Câțiva căței de usturoi. Piper și sare, bineînțeles. Boia dulce. Dacă vă place afumată, puteți să folosiți. Și un pic de ulei. Dacă aveți de măsline, cu atât mai bine. Eu am să pun carnea la marinat. În marinadă. Pentru această marinadă voi toca căței de usturoi, cât mai mărunt. Punem într-un castron. Adăugăm iaurtul. Eu am aproximativ 300 de grame de iaurt. Adăugăm și o linguriță de boia. Un pic de sare, un pic de piper și ulei. Cum am spus, dacă aveți ulei de măsline, e mai bine. Eu momentan nu am, așa că nu strică un pic de ulei vegetal. Amestecăm totul bine și am pregătit marinada noastră pentru carne. Am păstrat bucățile cele mai bune, picioarele din spate și mușchiulețul de la iepure. Le amestecăm bine și le lăsăm în frigider. Cel mai bine peste noapte sau câteva ore să se marineze un pic cărnița. Acoperim cu folie de folie alimentară și dăm la rece. Cum am mai spus, carnea de iepure este o carne foarte slabă, fină și merită să o încercăm din când în când. Cam așa arată, să-i punem un pic de folie și la frigider. Eu am lăsat cărnița în marinadă 24 de ore. Voi puteți să o lăsați cât doriți, dar cu cât va sta mai mult, cu atât mai bine. Am mai amestecat-o din când în când. Între timp, punem o tigaie la încins. Eu voi folosi pentru prăjit un pic de untură de porc. Carnea de iepure fiind slabă, zic să o ajut un pic cu grăsimea de porc. Dacă nu aveți, folosiți ulei de floarea soarelui. Încingem bine grăsimea și luăm bucățile de carne și le punem în tigaie la rumenit. La foc mediu spre mare, pentru că vrem doar să-i dăm o crustă frumoasă. Vom prăji pe o parte și pe cealaltă pentru câteva minute. 2-3 minute pe o parte, 2-3 minute pe partea cealaltă, până capătă o crustă frumoasă. Focul, cu cât este mai mare, cu atât mai bine.
pentru că noi avem nevoie să prindă culoarea aceasta frumoasă. O întoarcem. Între timp am dat drumul și la cuptor, pentru că ea se va pătrunde la cuptor, se va fragezi. Va rămâne suculentă în interior. Am încins cuptorul la 180 de grade, am pregătit un vas care va merge la cuptor. Nu ne rămâne decât să transferăm cărnița. Dacă voi aveți o tigaie care merge băgată la cuptor, folosiți-o. Așezăm bucățile frumos într-o tavă. O să mai adăugăm și un pic din grăsimea din tigaie. Și o băgăm la cuptor pentru 30-40 de minute, maxim o oră, în funcție de iepurele care le aveți. Dacă este un iepure de țară, acela cu siguranță se va face mai greu. Acesta fiind din comerț, este mult mai fraged, exact cum sunt și puii. Și iepurașul nostru merge la căldurică. Îl voi testa cu o scobitoare să văd dacă se fragezește și când este gata, l-am scos ca să îl întorc după 30 de minute. Între timp am pregătit și pentru pireu un cartof 2 și un pastărnac. Cam așa arată și friptura. O mai punem un pic. Dacă doriți, o întoarceți ca să fie rumenă și frumoasă pe toate părțile. Eu am lăsat-o aproximativ 50 de minute. L-a făcut căldură sus-jos, fără ventilație. Scobitoarea intră, deci este destul de fragedă, este făcută. Cum am spus, voi încercați și vedeți dacă mai trebuie, o lăsați. Au fiert și cartofiorii pentru pireu. Și păstărnacul, este prima dată când pun păstărnac în pireu. Am mai făcut pireu de țeline și a ieșit foarte bun. Acum am încercat cu păstărnac și a dat un gust care mie îmi place. Chiar are un gust deosebit, așa, pireul. Încercați și voi să vedeți dacă vă place. Eu sunt încântată de gustul acestuia cu păstărnac. Zdrobim bine cartofii și adăugăm untul după preferințe, în așa fel încât să fie moale pireul nostru. Cine dorește, adaugă lapte. Eu prefer să-l fac doar cu unt. Amestec bine până se încorporează tot untul și dacă îl doresc și mai moale, mai adaug încă puțin unt. Dacă vreți să iasă și mai fin, puteți să-l dați printr-o strecurătoare și atunci va ieși un pireu foarte fin.
mai ajută un pic pireul să fie și mai moale, cu încă un pic de unt. Și mâncarea noastră este gata. Am montat totul într-o farfurie. Am așezat pireul și vedeta din farfurie, iepurele. Avem și o salată de sfeclă cu hrem. Voi puteți să serviți cu orice doriți. Eu zic că a ieșit extraordinar. Nu ne rămâne decât să păpăm. Poftă bună!